Moneda e zgârcită și nu-ți dă bani de jocuri, nicio problemă. Pe G2A ți le permiți doar din alocație. Link în descriere. Salutare voi, fraților! Bine v-am găsit așa frumos la un episod de Car Parking Challenge alături de Ovidiu. Salutare! Bineînțeles, astăzi facem un challenge pentru că, după cum bine știți, pe căutate ați văzut că am PC-ul, am ceva stricat la PC și deocamdată filmăm de pe telefon mai mult Car Parking. Așa, astăzi facem un challenge special, adică bine special, roata BMW-urile, după cum ați văzut și în titlu și în thumbnail, adică luăm diferite BMW-uri ce pică la roată și vom concura cu ele. Facem turul hărții, frumos, elegant, cât de cât, nu-i așa, Ovidule, și cine câștigă primește minunata sumă de 500 de K. Ovidule, ești pregătit? Mi-l sugi? Nu. No. Ma. Oh, ma, yeah, wow. Așa. Mumbeți. Bun. Avem multe BMW-uri aici, o să dăm la roată, dar înainte de toate nu uitați să vă abonați, facem noi imediat 10.000 de abonați. Avem 9.660 în momentul de față când filmez eu, așa că haideți, bă, nu fiți răi și dați, bă, și voi un subscribe acolo frumos, nu? Ușor, vă zic numai o chestie, dacă vreți să mai vedeți pe canalul ăsta, Carbac, eu zic să dați mai repede subscribe, că nu știu. Da, pentru că după cum, dacă n-ați văzut pe acolo pe comunitate, am spus că la 10.000 de abonați o să înceapă din nou seria de Car Parking Roleplay. Adică o să continuăm seria și poate facem lucruri chiar și mai speciale. Bun, Ovidule, o să mergem acum să dăm de roată, așa că băieți, revenim imediat. Let's go! Bun, băieți, am revenit așa frumos cu roata abonaților, e că undeva arată să dați like, subscribe, share sau com sau dislike, acum depinde. Haideți să vedem! Ovidule, ce crezi că o să pice? Băieți, dați acolo să facem 25 de like-uri. Apăsați pe butonul de like, băieți, ca să rupeți. Bun. Și acum avem roata BMW-urilor. Bun, avem aici la roata BMW-urilor, avem un BMW X6, un BMW i8, un M5 F90, un E36 seria 1, M2 E46, un E39, un M8, X5, M4, M5, E60 și un M6. Ovidule, dai tu primul sau dau eu? Dau eu primul. Dai tu primul? Îl sugi? Da. Perfect. Haideți de spin. Dăm pentru Ovidiu și Ovidiu va conduce un minunat BMW. Ce BMW crezi, bă? M8. Bun, BMW chiar bun, un M6. Nu! Băi, bun, BMW M6 chiar e bun. Acum să vedem ce o să pice mie, băieți, așa că hai să dăm. Iar eu voi conduce un minunat automobil marca BMW. Modelul, un frumos M2, băieți. Da, cred că mă cam face băiatul ăsta. Haideți să vedem, băieți. Revenim. Ce? Care era M2? Eu cam uitat. Ăla de-a meu design pe el, băieți, revenim. Bun, băieți, înainte de toate, vedeți că aveți acolo frumos în descriere un link spre G2A pentru jocuri ieftine, așa că intrați. Bă, deci eu am un M2 să-mi iau, da? Băieți, am și un design pe M2. Bineînțeles, nu uitați să scrieți acolo în comentarii dacă aveți idei de clipuri, ce să mai facem, uite că l-am și găsit. Da, ăsta este M2-ul. Bă, eu trebuie să nu umblu un pic aici, că am suspensia făcută într-un anumit fel și na. Trebuie să umblu un pic, așa că dacă e făcut așa, după aia o să meargă prost rău de tot. Știi ce zic? Știți, băieți? În rest, ăsta e designul, ăsta e design făcut de mine frumos, elegant, că mă plictiseam. Bă, Ovidule, am 1695 de cai pe această, pe acest automobil. Sunt pregătit. Tu ai mașina făcută? Stai, cum eu fac acum? Perfect, între timp eu o să fac server, par la 7374, băieți. Deci, o să revenim și noi îndată ce Ovidiu termină de făcut, practic, mașina. Bun, băieți, am revenit practic aici, frumos. Cu Ovidiu, iau, ma. Ok, tu ce, tu M6-le ai, mui Alex, am înțeles, băieții, frumos, chiar îmi place. Pune-te aici, bă. Ce băiat, ești pregătit să iei bătaie? Nu. Bun. 3 și 2 și 1 și go. Am plecat, băieți. Bă, să punem și tu filmarea ca să avem două perspective, pentru că da, avem două perspective azi, băieți. Să mă anunci pe mine când o pornești. Bă, eu am 400 deja.
M-am făcut praf. Mă. Ai pornit-o? Hai. Băiatul ăsta ia 20 de minute să pornesc o filmare, băiți. Gata, bă, am pornit-o. Bun, haideți că mai așteptăm un pic să vină și el, că merge mai ușor. Că na. Am așteptat să pornesc filmare pentru că, băiți, o să vedeți unele porci și de el, pentru că da, de-aia am spus să facem cu două... Cum îi spune, din două perspective, pentru că mi se pare mai interesant să vedeți din două perspective. O să mă chin eu mai mult la edita, dar na. Aha. Ăla să băieți. S-a avut și omul praf. Ma. Bă, amice, bă. Bă, iarăși mă fac căcat, adică m-am cam făcut căcat. Cred că e mai atât meu și înceai de merge dacă mă mai chin eu un pic. Bă, sincer să zic, mi se pare că e cam egal, chiar dacă mașina mea pare un pic mai bună, a mea fuge rău de cur. Ia uite. Ia uite-o, bă! S-o că eu n-am câștigat niciodată nicio cursă. Ba da, ai câștigat una. Sau două. Una, nu, tu l-ai câștigat pe toată. Una din vreo, ai câștigat una și eu am câștigat vreo 3 sau 4. Bă, cum face mașina asta, ești nebun? Vezi că ăsta cred că o să fie următorul câștig al lui băiețașul ăsta de lângă mine, băieți, al lui Ovidiu, pentru că nu știu ce se întâmplă cu mașinul ăsta, unde e ăsta? Ia cam repede timp să mă uit, ce dracu, ba da mă, e pusă, de ce dracu mă, mamă cât de urât merge mașina asta. Tu ce faci mă, te opri cumva la benzinăria să-ți repar mașina? Nu. Ok. Dar mă, cum am făcut căcat. Hehe. Când mai te faci căcat să faci, să zici că te faci căcat sau așa, ca să știu pe filmare când cam te faci căcat, ca să pot să pun perspectiva ta. Știi cum zic? Mă, punem cu frână aici, băieți, că le facem praștie. Oricum, vedeți că sunt șanse mari să câștige chiar Ovidiu. Opa, pentru că, uitați, uitați, ați văzut, ia uite-o, ia uite-o. Face 360 pe stradă. 360! Mașinuța asta. N-ai cum să o controlezi. Băi, praf mașina asta, mă. Bine, o am tunat-o maxim, probabil de azi fie și praf. Nu-mi imaginez. M-am urcat pe toți pereții. Am intrat și un deșert, Doamne ajută. Ai chei cea distanță între noi, dar în stilul ăsta cum merg eu. Bă, prinde repede, uite, deja de-abia am accelerat-o și am 350 imediat. Ia să de unde... Dar uite-o cum fuge, mă, de curia, uite, uite, uite. Prr, prr. Mamă, 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 bă, dacă te-ai spus filmare, mor, mă, cum face mașina asta. Dar știi care e problema? Când fuge de curt... Mamă, mamă, bă, asta când a fugit de curt, nu trebuie să-i dai nicio cerație nici frână, că te-ai făcut praf. Aute-o, mă, cum fuge, mă, bă, gamea și... Uite. Să-mi bag să iau un... Să-i dau la... Bă, gamea și... Și după aia aveți copiii mici în comentarii. Da, Alex, nu mai înjura. Nu, că de acum o să blurez în jurăturile decât alea care chiar e par amuzante, alea o să le las. În rest o să le cam blurez, alea care sunt inutile. La rage sau așa, da, alea le las. Tu? Ce? Adică o să te blurez pe tine? Orice e în jurătură, cum ar veni, când o să mai fie în jurătură în afară de alea care sunt la rage-uri sau alea care sunt amuzante. Ceva inutil, păi... Uite, asta nu cred că o să-l blurez. Băga mea și... Mașină. Unde-i mă ăla? Bă, tu ce trebuie cu cozi mă de-abia pe acolo? Păi, ce faci? Ce faci dacă îmi fuge curul? Doamne, bă, mă ia nervii. Mai ai nervilor de tot. Ia uite-o. Ma. Bă, de-abia mai merge mașina asta, mă. Mă bucur. Genia merge, dar fuge de... Mamă, când ți-a fugit de cur, ți-ai luat, adio. Și de la viață și de la tot. Eu trebuie să iau curbele cu 100 la oră ca să nu-mi fugă de cur. Nu, din nou, nu! Stai, fuck that shit! Mi-a dat
să dau full și am avut din greșeală, în loc să am pus pe bani, am stat pe video. Și acum merge rotița aia. Bă, oprește-te, bă, că nu-i corect. Hai că mă opresc, băi, spune pauză până revine prostul ăla. Gata, uite, hai că și-a terminat și-a lăsuit la videoului. Și-am plecat. Bă, prinde foarte repede, mă, mașina asta viteză, dar când ți-a fugit de cur, îți bași tot ce ai în tine în mașina asta. Ia uite cum face, mă, la 170, mă, cum face de cur, zici că-i... Bă, cam ești... Și gândește, o am și pe 4x4, adică ca să nu zici că am spate sau... Și fuge într-un hal... Mamă, cred că vă mașina după videoclipul ăsta, mă jur. Băga mie și ceva în ea mașină. Uite, trebuie să merg... Bă, știi curbelele mari de pe acolo, de pe lângă munte? Da. Trebuie să merg 140 maxim în ele. Ce, că-și las și la 140 când fuge de cur. Uite, am 150 și când am accelerat-o îmi pleacă de cur într-un fel. Măcar pe drum drept mai pot să-i dau și eu. Cât prind un pic de drum drept. Ia uite. Să vezi, la fiecare curbă care o fac, mi se ridică, mi se pot o roci, cum ar fi. A, da, ai făcut ceva la suspensie, mi se întâmplă, adică tu când ai făcut curbă s-a dus pe două roți mașina, te răstoarnă. Da, nu știu ce să-i fac. Ia, că m-am enervat. Aici pot să-i dau și eu, că aici ai drum drept, nu mai fuge de cur. 330... No, 350, 80, frână. Ia uite ce, mamă, nebun pe drifturi. Da, a, am căzut în apă, m-am dus. Așa. M-a picat mașina asta. Și mie, mi-a dat pe mașina de major, mamă, m-am făcut praf. Da, băiți, măcar am câștigat, băiți. Bă, tu ești pe filmare cum mi se controla mie mașina, bă. Să vezi cum îmi făcea mie mașina. Chiar o să mă uit, oricum trebuie să mă uit, că trebuie să o editez. La tine n-aș papă curbe, că știu ce zici. Dar dacă ai vedea mie cum îmi fugea de cur, dacă la 140 mi-am fugea de cur... Bă, filmare. Ce? O să vezi și alte chestii pe filmare. Adică? O să vezi tu. Opa, ce-ai făcut, nebunule? Băieți, știu care am văzut. Fii atent că m-a furat băiatul ăsta. Bine, nu, niciodată. Bine, și dacă m-a furat tot, m-a furat prost că n-a reușit. Ia dă bani. Așteaptă să vin acolo. Ce să mai vii, ești nebun, că mamă, băieți, bă. L-am rupt, bă, băiat. Bine, bă, mașina asta e de căcat. Fii atent. Al dracu, dacă vreau să dau drift, nu dă drift, mă. Nu mai, chidau foc, am plecat, o iau pe jos. Mă piși pe mașină. Ovidule, dacă vrei, vino, iau-o tu. Aici o las. La mic, în față. Când avem mănică și rugi la picior. Bă, deloc copyright. N-am mai bani de brânzări. Calcă-mă. Băgam ești. Uite-mă, vino drept. Drept! Nium. Bun, ia treci în coașă de bani. Băi, ți-am câștigat chiar 500 de mii, un nou win. Ia-o, da, frumos. Băga că n-am apucat să te văd de la față. My money. Așa, uiți, și am luat și bănuții de la Ovidiu, nu uita să rupeți butonul de like să faceți noi 25 de like-uri cât ai zurat acolo. Bă, să te duci să îți iei mașina, să-i dai foc și la mea, ia mă, ia dă-mă să conduc un pic cu mașina asta, ia dă-mă să văd ce probleme are, mă, mașina. Dar pune pe AUD, bă! Acum, car setting, e pe AUD, ia să vedem. Este așa. Ok, de aici era să se accelerează greu. Ci că fuge de cur, băieți. Ia uitați ce fuge de cur mașina, vedeți? Fuge de cur rău de tot. Vedeți? Bă, asta... Uite
ce rupe asta, bă, ce prost e, nu știu să o conduc. Bă, rupe, dar tu ai văzut cum fuge mea de cur. Ia, ia. E ia, ia se iau, bă, curbe cu ea. Da, uite, asta e problema lui el, mamă, mamă. Face asta niște curbe. Bun, băi, nu uitați să dați like, eu am fost Alex și pe atare. V-am salutat. Ciao, les.